Bună ziua, trader. În materialul de astăzi o să vreau să discutăm despre nivelele de preț. Nivelele de preț mă refer la cotațiile care apar în partea dreaptă. Bine, orice platformă, pe orice platformă le puteți seta și în partea stângă, dar majoritatea traderilor le folosesc în partea dreaptă. Nivelele de suport, nivelele de rezistență și care este importanța lor la ce nivele ar trebui să fiți atenți și de ce. În prima instanță, în momentul în care lucrăm cu nivele, este recomandat să folosim gridul. Da, gridul sunt liniile perpendicul, pardon, verticale și orizontale care pur și simplu dau anumite nivele. În funcție de setările gridului, ele pot fi la o distanță mai mică sau la o distanță mai mare. Ideal, eu aș recomanda să aveți gridul setat la valoarea de 10. Bine, pe unele platforme poate să difere, dar imediat o să vă explic de ce acest lucru are o importanță foarte mare. Acum, după cum vă povesteam și în clipurile anterioare, dacă le-ați urmărit, majoritatea volumelor din piață sunt tranzacționate de traderi instituționali. Instituțiile, prin traderii instituționali, tranzacționează peste 95% din volumul zilnic care este tranzacționat în piețele financiare. Traderii de retail au doar o pondere de 5% din volumul total și astfel nu pun o presiune foarte mare aproape spre deloc asupra prețului. Acum, nivelele sunt foarte importante și aici o să vă zic un insight din lumea tradingului instituțional. Fiind un trader instituțional, știu aceste lucruri pentru că eu mă ghidez după ele, colegii mei se ghidează după aceste aspecte. În momentul în care avem nivelele de preț, traderii de retail pentru că tranzacționează cu valori mici, microloturi, nanoloturi, au în general mai multe zecimale la preț. Și aici dacă vedem avem de exemplu valoarea 1.20000, undeva la 5 sau chiar 6 zecimale, dar în general 5 la paritățile cu USD și undeva la 3 zecimale la paritățile cu GPI. Acum, de ce nu este bună o viziune atât de în adâncime? Pentru că Traderii instituționali sau eu pe platformele de trading instituțional, pur și simplu la euro de exemplu, nu văd ultimele două ori. Da, și valoarea pe care o văd eu aici este 1.200 sau 1.205. Bine, pe anumite platforme chiar se văd doar două decimale după virgulă. Acum nu vreau să fiu absurd, pentru că majoritatea traderilor de retail lucrează cu uh, valori mici ca și volume, v-aș recomanda să excludeți pur și simplu din analiză din importanța lor ultimele două cifre. Și cei care lucrează pe un termen la un mai lung sau pentru nivelele importante să lăsați doar următoarele două decimale după virgul. De ce vă spun acest lucru? Pentru că traderii se ghidează după aceste nivele, adică volumele mari vor fi date din aceste nivele, din 1.20, din 1.21. Da? Bine, aici putem să luăm ca și nivel intermediar, să spunem 1.215, dacă vreți să folosiți totuși o viziune mai detaliată. Unul la mână. Mișcările, în general, se vor duce până în aceste nivele importante pentru preț, pentru că, repet, traderii instituționali, formând 95% din piață, ei dictează mișcările. Datorită vânzărilor sau cumpărărilor pe care le fac aceștia, presut. pleacă într-o anumită direcție, se oprește la un anumit nivel și de aceea foarte important în momentul în care urmăriți o intrare intrarea într-o poziție, dacă ea este foarte aproape de un nivel important ele mai sunt denumite în trading și nivele psihologice în, în trading-uri de retail puteți să intrați după ce prețul sparge acest nivel, să vă sincronizați intrarea cu acesta. Bun. dacă prețul este undeva pe la mijloc între aceste două nivele și totuși aveți un tipar format, puteți intra, dar dacă prețul se află foarte aproape de un nivel psihologic. Dar să spunem că prețul coboară și se apropie foarte mult de nivelul 1.21500. Nu ar fi indicat ca eu să intru peste acest nivel. Trebuie să aștept ca prețul să coboare pentru că este o confirmare în plus că traderi instituționali s-au alăturat uh, mișcării. În momentul în care vreau să poziționez uh, un SL, ok, e bine să-l pun undeva sub un nivel psihologic. În linii mari. Pentru că dacă ne uităm pe grafic cu ochiul liber, observăm că prețul în general se oprește în preajma acestor nivele. Bine, mai aruncă codițe, de exemplu aici am avut oprirea prețului în nivelul psihologic 1.225. Da, ulterior aici mișcarea de corecție exceptând codițele a venit până în nivelul 1.2. Da, aici la fel prețul a consolidat deasupra lui 1.19. 19.5, da, puteți folosi 3 decimale maxim după virgula aș recomanda, dar nivelele importante, foarte importante de preț, le puteți considera pe cele cu 2 decimale. Bineînțeles, dacă vreți o abordare pe un termen mediu sau lung. Dacă abordarea voastră este pe termen scurt, puteți folosi 3 decimale. Și peste tot putem observa că prețul se oprește în astfel de nivele psihologice. Da, aici piața a întors de la 1.235. Aici prețul a venit foarte aproape de psihologicul 1.17. Și tot așa, dacă ne vom uita pe grafic, vom observa că prețul Reacționează foarte mult și, în general, se întoarce din vecinătatea acestor zone de nivel. Odată străpuns, cum este cazul aici, de exemplu, prețul cel mai probabil va înainta până în următorul nivel psihologic. Și, tot așa, dacă ulterior, cum avem aici, prețul urcă în prima instanță, dar ulterior se întoarce, nu reușește să închidă peste acest nivel, consolidează, testează iarăși psihologicul 1.2%. Am discutat până acum pe daily, putem coborâ pe un time frame și mai mic, haide să ștergem liniile, că liniile respective rămân atașate de grafic și să îi dăm remove dacă ne uităm pe H4, o să observăm același lucru. Na, da, aici prețul vine până într un nivel psihologic, nivel care se termină cu 1.22. Na, da, aici prețul iarăși urcă chiar dacă aruncă câteva spike-uri, nu reușește să închide și ulterior piața se întoarce. Și tot așa putem observa aici nivel psihologic aici prețul se oprește în această zonă, la fel și aici, la fel și în această zonă și puteți face și voi cercetarea voastră și o să vedeți aceste lucruri. De ce? Pentru că noi în momentul în care punem ordinele pe grafic ca și trader instituțional, pur și simplu nu tastăm mai mult de două cifre după zecimală. Ordine de buy, ordine de sell cât și încasarea take profitului, încasarea stop loss -ului. și ăsta va fi subiectul unui alt material pe care o să-l postez în zilele următoare despre cum se mișcă prețul într-adevăr, ce determină prețul să scadă sau să crească dintr-un anume punct, pentru că din ce am observat și din discuțiile cu traderii aflați la început de drum, Lucrurile nu se explică tocmai corect de majoritatea celor care se ocupă de educație. Acum, după cum vă spuneam, dacă vreți să vă formați o educație de calitate, urmați calea traderilor instituționali. Cel puțin în România, poate mă înșel, sunt printre puținii sau dacă nu singurul, pentru că în 11 ani de activitate n-am cunoscut alt trader instituțional care să aibă și o prezență online. De ce? Se câștigă destul de bine, nimeni nu vrea să își mai aloce timpul și acestui domeniu. Eu am plecat ca și trader de retail, am început prin a avea o prezență constantă în mediul online și chiar dacă am devenit trader instituțional, am continuat să fac acest lucru pentru că pur și simplu îmi face plăcere. Dacă v-a plăcut acest clip, un like să ajungă la cât mai mulți traderi. Dacă vreți să primiți notificări în momentul în care voi posta alte materiale, subscribe, loviți clopoțelul. Vă doresc o zi minunată și spor la pipși!